Dimineața s-a sunat. S-a sunat, gata, dragilor, ne bucurăm de fiecare dată când avem zile libere. Bine, noi nu suntem la stat, deci nu intrăm la partea asta, dar vă dăm vouă o zi bună. Luna octombrie aduce o nouă zi liberă, de această dată doar pentru elevii și profesorii din România. Băi, profesorii chiar merită mai multe zile libere. Hai mă, că și elevii. Și elevii merită, da. Doamne, mai mare-i bucuria la elevi. Da, conform structurii anului școlar 2022-2023, vor avea o zi liberă cu ocazia Zilei Internaționale a Educației. Pe 5 octombrie. Mm-hmm. Ce frumos! Ia! Eu aș vrea și eu să am o zi liberă, să dau și eu o zi liberă. Da, despre asta vorbim ora asta. Tu pentru ce ai da o zi liberă? Ne facem noi calendarul. Ia zi, Andrei. Ziua în care mi-e lene. Ziua în care românilor le lene să facă ceva. Ar trebui să fie fiecare zi. Nu. Nu e, mă, că suntem muncitori, mă. Nu cred. Today I don't feel like that. Are și imn ziua asta. Nici măcar doar trebuie pus în calendar atât. Dar pe ce dată ar fi această zi? Să înțelegi tu? Înțelegi tu. Ah, ok. Tu înțelegi ziua aia. Bun. Ai în contractul de muncă, da. Bă, ai ziua în care ți-e lene, o alegi tu când vrei anul ăsta. Uite, au început să vină și mesajele pe WhatsApp-ul nostru, 0734-36-30. Andreea din Constanța spune așa. Ce zice? Zi liberă, cu sau fără plată, pentru prima zi de menstruație. Draga noastră, există țări care deja au reglementat asta. Ziua armatei, 21 octombrie, auzi? Ok. Dacă aș prinde linii la dispari în 60 de secunde, mi-aș lua zi liberă. Oh, bine, da. Gabriela din Constanța spune, ar fi frumos o zi pe lună să ne alegem noi o zi liberă. Pur și simplu, fără motiv. Hai să vedem. Ziua oboselii, dragă. Da, măi. Pentru ce ai da o zi liberă în România? Dar să se bucure toți oamenii, nu doar tu. Să nu fie ceva doar al tău. Exact. Ceva în care ne regăsim cu toții. Poate ne aude cineva. Și ne si. Bună dimineața, Holy Moly! Mi-e dor de Holy Moly. Și mie, 0734 36 30. Hai cu mesajele.